Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Găsit, dragii mei, sunt Antonia Fuduliu, fericită să vă prezint o nouă ediție Spunem Cum. Astăzi veți avea ocazia să o cunoașteți pe românca, a cărui talent a adus Spaniei primul titlu mondial de frumusețe din istorie. A cucerit lumea întreagă prin creațiile ei și a îmbrăcat zeci de modele internaționale. Deși numele ei este mai apreciat de străini decât de români, nu uită să poarte cu mândrie steagul României peste tot în lume. Vă invit să o cunoașteți pe Tina Olari. În momentul în care au venit să mă anunțe că am fost cea cu care vor să lucreze, wow. Da, s-au și exprimat în ideea că au simțit că rochile mele au suflet. Să știi că am o surpriză pentru tine. Mireia intră în scenă cu rochia ta. A spus că simte că va câștiga. Locul 3, Indonezia. Locul 2, am zis, sper să fie Mireia, dacă locul 1 va fi Rusia. Wow. Și când locul 2 a fost Rusia, când am auzit Rusia, am zis, gata, nu mă mai tem de nimic, va fi Mireia. Și așa a fost. And Miss World 2015 is... Spain! Și, practic, Mireia nu a probat rochia să știm că vine perfect. Totul a fost lucrat după pe amintirea mea că ăsta e corpul Mireiei și lucram pe manechin. Că, da, wow. Și ai văzut că rochia a venit perfect și a fost o surpriză atât de mare că și coroana câștigătoare era exact aceeași nuanță, lucruri pe care nu știam. Am revenit din nou în platou, dragii mei, și sunt nerăbdătoare să vă prezint pe Tina Olari, care în această seară este alături de noi la Spunem Cum. Bun venit, draga mea! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Tina, aș vrea să-ți mărturisesc ție și, bineînțeles, și celor de acasă, că pentru mine această ediție este una cu totul și cu totul specială, pentru că ești bistrițeancă de-a mea. Și tu ne reprezinți atât de frumos țara, peste tot în lume, pe oriunde ai merge, și mă simt atât de mândră de asta și mulțumesc. Vreau să-ți mulțumesc acum. Mulțumesc eu. Știu că tu ai o pasiune aparte pentru arte, pentru că totuși pentru a fi designer renumit, în primul rând trebuie să fii un bun artist, nu-i așa? Așa mă simt. Simt sufletul de artist. E și multă pasiune, talent. Dar fără multă muncă, talentul nu se poate evidenția. Nu se face cunoscut, cum ar veni. Da. Poți să ne povestești cum ți-ai descoperit, de fapt, această pasiune? Cum a început totul? Începuturile și bazele, da. Aveam 9 ani când am tăiat o rochie roșie a mamei mele. Ia uite acum... poate fi comparativ, și mi-am creat prima fustă. Și, da, la 9 ani am simțit că pot. Totuși, tu ai fost o perioadă asistent medical. Da, am lucrat în domeniul medical. Nu te-ai regăsit. Era dorința părinților mei să mă vadă în halat alb. Și m-am răzvrătit după vreo 6 ani și totuși am făcut ceea ce simt că îmi place, ce îmi dă putere și forță creatoare. Este bine, din punctul tău de vedere, să urmăm sfaturile părinților atunci când te ghidează undeva sau unde își doresc ei cu adevărat sau neapărat să ajungi? Vai cât de bine ar fi ca părinții să asculte de ce dictează sufletul copilului. Bineînțeles, dirijat, nu poți permite să se piardă direcția pe un teren care să nu aducă beneficii de viitor. Însă ar fi foarte important să fim atenți ce talent are copilul, ce chemare și să susținem direcția aceea. Că dacă nu, o să se întâmple ca și cu mine.
oricum o să meargă unde se simte chemat. Corect, uite, cu tine da. A fost ceva special, eu așa văd lucrurile. Care a fost momentul în care ți-ai propus, gata, vreau să fac ceea ce îmi place, vreau să devin designer? Lucram deja de 6 ani în domeniul medical. Și îl aveam și pe Darius, avea 2 ani. Când am creat prima rochie cu adevărat de lux, o rochie de mireasă, pentru Ligia, o salut acum, și în colaborare cu o bună prietenă din oraș, un salon de hairstyle foarte cunoscut, a fost un impuls. Măi, fată, trebuie să faci ceva, pentru că tu ai ceva acolo care ar trebui expus lumii. Și atunci m-am hotărât, așa, într-un moment de forță interioară și am declarat că vreau să părăsesc domeniul medical. Am început susținută de 2 persoane, de fratele meu și de o bună prietenă, Ramona Titieni, cu 5.000 de mărci, erau pe vremea aceea, luate împrumut și am făcut primii pași. Prima mașină de cusut de care am fost mândră a fost cumpărată cu câțiva ani înainte din primul salariu de asistent medical. Oh, wow. Da. Te-a ajutat asta și a fost o emoție. Da. Și până în momentul respectiv se lucra la mașina Diliana, clasică a mamei mele. Da. Și uite așa am început. Am făcut primii pași spre ce îmi plăcea cu adevărat. Aveam deja libertatea să mă dedic în totalitate a ce cerea sufletul meu. Și am evoluat frumos, spun eu. Vom vorbi imediat despre evoluția ta foarte frumoasă. Se spune că atunci când ajungi mare într-un anumit domeniu, nu trebuie neapărat să, nu știu, să-ți propui lucrul acesta sau să o faci pentru bani. Este suficient să o faci cu suflet. La tine cum a fost? Este teoria asta se... Dacă aș fi pornit pe drumul acesta cu ideea că vreau să fac bani din ce fac, probabil eram la un alt nivel financiar. Sunt mulțumită, evident, însă nu a fost scopul meu principal. De mică am dorit să simt că las lumii ideea că am făcut ceva, că am însemnat ceva. Pentru mine era foarte important să știu că nu rămân neuitată după trecerea mea. Să-ți pui amprenta pe fiecare piesă vestimentară, nu? Da. Și așa s-a și întâmplat. Așa și e. Dacă vii și îmi vizitezi salonul, fie că era la Bistrița sau în Barcelona, tot ce vei vedea în atelier este creație și realizare proprie. Pentru că în atelierul meu se află prototipurile pe care le-am prezentat la Milano, Dubai, știm. Și un prototip, un designer, asta e părerea mea, trebuie să-l facă singur. Degeaba am să desenez și să-l dau mai departe pe o linie de producție că vreau să iasă. Satisfacția e mult mai mare când în mintea mea s-a creat o idee, m-am trezit la 3-4 dimineața desenând-o, că dacă nu până dimineața de tot era uitată. Și e foarte frumos să iasă un produs finit din ideea pe care ai avut-o și satisfacția legat e mare. Legat de asta, chiar îmi amintesc cu drag, îmi amintesc când am intrat la tine în atelier, îmi doream foarte mult să am o rochie făcută de Tina Olari și am intrat așa cu emoție la tine în atelier, unde erau destul de mulți oameni, așteptau la rând să-și probeze piesele vestimentare și când a venit rândul meu au început să-ți povestesc cam ce mi-aș dori. Iar în momentul respectiv ai luat creionul și ai creionat ce ți explicam eu. Ideea este că a ieșit mult mai bine ce ai creionat tu decât ceea ce ți-am povestit eu că mi-aș dori și asta... Da, e foarte important să asculți ce dorește persoana din fața ta. Evident, de multe ori nu ascult în totalitate, pentru că sunt detalii
care ai senzația că pot să fie perfecte pentru tine, dar am un ochi format care te poate ajuta să înțelegi că mai bine ar fi asta decât asta. Și de obicei, de obicei clienții te ascultă? Adică dacă ei vin cu o idee fixată, știind că asta este cea mai potrivită idee pentru mine, te ascultă? Întotdeauna. Da? Da, niciodată nu iese ideea 100% a clientei mele. Am experiența suficientă încât clienta să aibă încredere în ce propun și de regulă se întâmplă ca persoana care îmi vizitează atelierul să asculte de sfaturile mele și și sunt convinsă că e mai potrivit. Nu le pare rău. Așa aș vrea să cred. Mie mi s-a părut o glumă pentru că eram alături de nume atât de mari. Nu speram că o să fiu aleasă. Au simțit că rochile mele au suflet. Așa cum am spus mai devreme, ai început acest business, să spunem, în orașul tău natal, Bistrița, și al meu. Da. Totuși, să vorbim puțin despre provocări. Cum s-a făcut că ai plecat la Barcelona? Un spirit de artist rămâne spirit de artist. Și vine momentul în care simți că poți face mai mult și te restrânge spațiul. Și simțind că am puterea să duc la alt nivel talentul meu, mi-am luat curajul și iată, am luat drumul spre tărâmul Barcelonei, unde experiența de viață ca designer a fost incredibil de frumoasă. Și știi cum se spune că trebuie să fii la momentul potrivit, în locul potrivit. Circumstanțele, conjuncturile au fost în așa fel încât, privind înapoi, mă consider privilegiată. A fost greu să o iei de la zero acolo? Într-o țară? Evident, începuturile nu sunt ușoare niciodată. Însă, dacă ai suficientă dorință pentru a face ce simți că poți să faci, se depășește momentul. Acolo ai început să colaborezi cu persoane foarte importante. Ai fost designer pentru Miss World. Miss World 2015. Da. Cum a fost o chestiune de șansă. Delegația Miss World, fiecare regiune a Spaniei are delegația specifică zonei. Și delegația oficială Miss World pe zona Catalunia pregătea concursul pentru zona de Catalunia, care urma să ducă câștigătoarele la concursul național Miss Spania, Miss World Spain. Și s-a făcut o listă cu designerii care existau în arie, în Barcelona. Și a făcut întâmplarea ca pe lista aceea să mă aflu și eu. Aveam în vremea aceea magazinul în zona bună a Barcelonei și atelierul. Eram cumva în suficient de în vizor încât delegația să mă noteze pe listă. Prima dată, bineînțeles că au venit la mine și mi-au cerut permisiunea să exist pe lista respectivă. Mie mi s-a părut o glumă pentru că eram alături de nume atât de mari. Raimond Bundo, Rosa Clara, Pronobias, Jesus Pereiro sunt nume foarte cu rezonanță în Barcelona și mi se părea cumva o glumă. Eu totuși sunt din afară. Am acceptat, bineînțeles, dar nu speram că o să fiu aleasă. Și în momentul în care au venit să mă anunțe că am fost cea cu care vor să lucreze. Wow. Da, s-au și exprimat în ideea că au simțit că rochile mele au suflet. Asta ți-au spus? S-a creat o emoție atunci, o emoție pe care o simt și acum. Da. Wow. Pentru că se simte că nu lucrez la nivel industrial. Lucrez, tu știi detaliul acesta, că lucrez, fiecare piesă e unicat. Nici eu însă n-am să reușesc să reproduc în totalitate piesa de dinainte, pentru că
am mers pe ideea de unicat, vreau să continui pe ideea de unicat. Da, am avut șansa de multe ori să îmi creez oportunitatea de a lucra la nivel semi-industrial sau industrial. Și ceva nu m-a lăsat. Da, putea să fie nivelul financiar mult mai ridicat, însă ceva din mine, sufletul meu de artist, mă făcea să simt că o să mă pierd. Esența s-ar fi pierdut. Da, da, fară micul. Și dacă aș fi făcut așa, probabil că delegația Miss World n-ar fi văzut că rochile mele au suflet și că fiecare piesă e creată cu cu anume energie. Impresionantă povestea ta. Da. Cred că te-ai simțit într-un mare fel, bună expresia, da. A urmat o muncă asiduă. Cine vede din afară toate aceste detalii, toate aceste titluri, consideră că a fost un privilegiu și că ești susținut și că te invită pentru că te susțin. Nu, ai intrat într-un teren unde știi că te vei susține financiar în toate cele care vor veni deasupra ta, cu ideea că dacă se va întâmpla să câștige sau să unde urcă câștigătoarea, vei urca și tu. Și asta era un zar aruncat care, iată că l-am îmbrățișat cu curaj, am creat pentru concursul pe zona de Catalunia, am creat 27 de ținute, sper să nu greșesc numărul, am creat pentru toate participantele la concurs. Am fost președinta juriului, a fost o chestie grozavă. Da, am lucrat câteva luni cu ușile închise, dar a meritat. Au fost alese cele patru reprezentante a celor patru zone din Catalunia. După 6 luni ne-am prezentat, împreună cu delegația oficială Miss World, zona Catalunia, ne-am prezentat la concursul național. Și acolo a făcut întâmplarea ca Miss Barcelona, Mireia La Laguna, să câștige titlul de Miss Spania, Miss World Spain. Pentru mine era deja foarte mult, cum mi se părea foarte mult și etapa de dinainte, că nu visam în Bistrița că eu voi ajunge în Barcelona să am acel nivel. Da. Perioada de după concursul Miss World Spain a fost foarte scurtă. Mireia a mai rămas acasă 2 săptămâni și a trebuit să plece spre concursul mondial în China. Cu perioada știută de pregătire de o lună și 2 săptămâni, ceva de genul acesta s-a stat. O perioadă scurtă, și bănuiesc, pentru voi, pentru mine a fost destul de stresant, pentru că a trebuit să creez o rochie. Am reușit doar să comand materialele. Știam că se va potrivi Mireiei acel albastru al rochiei pe care am creat-o. Măsurile le cunoșteam, că erau deja create atât de multe ținute pe tot parcursul acesta. Și practic Mireia nu a probat rochia să știm că vine perfect. Totul a fost lucrat după pe amintirea mea că ăsta e corpul Mireiei și lucram pe manechin că... Da, și ai văzut că rochia a venit perfect și a fost o surpriză atât de mare că și coroana câștigătoare era exact aceeași nuanță, lucru pe care nu îl știam. A fost o chestie de conjunctură. Totuși, Tina, să lucrezi la acest nivel, presupun că există o mare presiune. Tu cum ai gestionat-o? O presiune care îmi place. Îți place? Da, n-aș putea să lucrez fără presiunea asta, fără emoție. Da, e o energie care te susține, care te impulsionează. Și un artist are nevoie de asta. Dacă ar fi o chestie plană, fără să nu urce, să nu coboare, n-ar fi la fel. Și satisfacția mea n-ar fi atât de profundă și mulțumirea de sine n-ar fi atât de puternică. Deci pe tine te ambiționează acea presiune, te mobilizează. Absolut. Da, la fel ca emoția pe care o am într-un show, de exemplu, într-o prezentare de modă. Oricât de mare ar fi podiumul, cum a fost la Milano, la Dubai, mereu există emoția, la un nivel mare. Este adevărat, Tina, că ți s-au oferit 50.000 de euro pe această rochie și ai refuzat să o dai? Nu, uite, am făcut prostia și îmi pare rău, sincer. Din totdeauna ai fost așa?
Am fost o ambițioasă, da. Da, o luptătoare și ambițioasă și cred că așa am să rămân. Nu cred că o să am vindecare și nici nu doresc. Și nici nu trebuie. Pentru că simt că mai am încă multe de spus în materie de artă, de modă, da. Te așteptai să câștige Miss World modelul pentru care ai pus atât de mult suflet? Pentru că așa cum ți s-a transmis, tu lucrezi cu suflet. Da, evident că am sperat. Pentru că altfel n-aș fi avut determinarea ca să fac sacrificiile de care îți vorbeam și mai devreme. Corect. Totul a fost susținut din forțe proprii, cu pierdere de cliente. Ți-am zis că am lucrat cu ușile închise în atelier în Barcelona, multă perioadă. Dar da, am sperat. E un soi de nebunie acolo care zice vreau să fac asta pentru că merită. Și vedem ce rezultat o să fie. E o poveste care mi-a creat emoție la momentul de dinaintea concursului final, chiar înainte cu o zi de concursul final, deși până în momentul respectiv mi-a reprezentat multe ținute create de mine în seriile de gală care se întâmplaseră în cele câteva săptămâni în China. Și vorbind cu mama Mireiei, mi-a zis, să știi că Mireia e puțin tristă pentru că se vehiculează mult ideea că Miss Rusia va câștiga mâine. Am rămas tristă cumva, dar așa, o idee de speranță parcă mai aveam. Și cu o oră înainte, de exemplu, de concurs, am vorbit din nou cu Edurne și mi-a zis, să știi că am o surpriză pentru tine. Mireia intră în scenă cu rochia ta și ea, când a intrat în competiție, pentru că după aceea nu mai poți avea contact cu cei care te însoțesc, a spus că simte că va câștiga. Wow. Și emoția mea a crescut și mai mare, nu? Am ajuns să văd live emisiunea, pentru că mă aflam în oraș în momentele în care am vorbit cu ea, exact în momentul în care, bine că până atunci era grupul de WhatsApp cu delegația oficială, a rămas între ultimele 20, a rămas în ultimele 10, acum ultimele 5, și exact asta am văzut, când erau cele 5 finaliste pe scenă. Și momentul în care oficial pe Londra de la delegația Miss World dicta premiile. Locul 3, Indonezia. Locul 2, am zis, sper să fie Mireia, dacă locul 1 va fi Rusia. Wow. Și când locul 2 a fost Rusia, când am auzit Rusia, am zis, gata, nu mă mai tem de nimic, va fi Mireia. Și așa a fost. Spain! Am plâns o jumătate de oră, da. Emoția s-a descărcat. O satisfacție incredibilă. Ce ți-a transmis Mireia după ce s-a întors de pe podium? S-a creat o conexiune foarte faină între mine și Mireia. Și bineînțeles că nici n-a fost nevoie de multe cuvinte, că am plâns amândouă. Și da, a fost cina pe care am avut-o după ce s-a întors în Barcelona, după mult timp, pentru că ea a intrat în tot felul de obligații pe care le are un titlu de Miss la nivel mondial. Și în ziua de astăzi, pentru mine, Mireia rămâne una dintre ființele aproape sufletului meu. Și sunt convinsă că e reciprocă. Cu siguranță. Da. Se poate observa în rochia pe care ai creat-o, o finețe aparte și a materialului și a tuturor detaliilor din ea. Cum ai ales? Grijă. Ce te-a inspirat? Ce te-a inspirat să alegi? Dacă o să fii atentă la expresia Mireiei, în unele fotografii are ochii de un albastru foarte fain, în unele verzi. Are o schimbare foarte interesantă la fiziologică la nivel de privire. Și eu am simțit, când a câștigat Miss Barcelona, am simțit că un albastru siel se va potrivi foarte bine. Mai ales că e blondă. Da, da.
Și întotdeauna aleg materialele cu foarte mare atenție, întotdeauna aplicația aceea pe care o fac manuală pe tiulul invizibil și care mă caracterizează. E o chestiune gândită așa în detaliu, acolo chiar sunt o perfecționistă, deși în viața reală ca artist sunt destul de neatentă la ce e în jurul meu. Și când fac o curățenie în casă, eu mă duc și mai împrăști un pic revistele alea din casă, că nu-mi place să fie foarte aranjat. Nu-ți place să fie totul perfect? Da. Ce mi se pare foarte impresionant, cum ai spus și mai devreme, culoarea rochiei s-a potrivit foarte bine cu coroana. Identica, de care tu nu știai. De care nu știam. Cum va arăta. A fost o surpriză și mai mare pentru mine în momentul în care am observat detaliul. Și cu asta am fost mai convinsă că universul lucrează alături de tine când scopul tău e bine definit. Corect. Da. A fost o întâmplare extraordinară. Este adevărat, da, Tina, că ți s-au oferit 50.000 de euro pe această rochie și ai refuzat să o dai? E o poveste care mă doare atât de mult de fiecare dată când o povestesc. De ce? E una din greșelile vieții mele. Da, îți povesteam mai devreme că eu, după prezentare de modă, la finalul show-ului, mă încarc cu emoția aceea care se transformă într-o senzație pe care, nu știu, e foarte... am un extaz și în momentele acelea nu mai contează prea ar nimic. Trebui, da, așa de insignifiant înseamnă tot ce înseamnă în jurul meu, încât... nu dau atenție la detalii. Eu sunt în lumea mea, în senzația mea și mi-o savurez și sunt acolo. Și după show-ul de la Dubai, rochia era prezentă pe un manechin, că multă perioadă de timp am fost invitată în diferite ocazii prezentând rochile mele și a fost un detaliu pe care l-au dorit. Rochia Miss World rochia să fie World prezent acolo. Nu am permis niciodată să fie purtată de nimeni altcineva. Rochia aceea se află acum în muzeul din orașul nostru. Wow! Da. Ce frumos! Și deși începusem niște demersuri ca să o plasez în Muzeul del Traje din Madrid, Muzeul Costumelor din Madrid, însă au fost chestiuni birocratice și cumva am simțit, da, de ce să o las aici? Mai bine nu. O aduci în țara ta. Și să revin la povestea cu Dubai. Așa. După prezentare, s-a apropiat de mine un personaj care a spus, I want to buy this dress. Wow. Eu aveam încă un element care m-a făcut să nu, pe lângă extazul ce l-aveam în momentul respectiv, chiar declarasem presei cu 2-3 zile înainte de a merge la Dubai, că eu vreau ca rochia câștigătoare să ajungă într-un muzeu. Și cumva mi se părea o să par că nu am onoare și n-am cuvânt acum să o vând. Da. Dar de fapt eu nu am luat în serios personajul acela. Da. Și a propus o sumă, eu am fost cumva ironică și am spus că nu e de vânzare, a propus suma de 50.000, mie mi se părea efectiv o glumă. Și în momentul în care, oricum arabii nu tratează foarte bine cu femeile, nu, poate dacă aveam lângă mine un personaj, un personaj masculin care să zică... Un purtător de cuvânt. Da, aveam nevoie, sincer aveam nevoie de mine în momentul acela, alături de mine, de cineva care să fie... să fie discutat în locul meu, pentru că, uite, am făcut prostia și îmi pare rău, sincer. Cu toate că, da, sunt mulțumită că o am acolo și o pot vedea oricând, n-ar fi stricat 50.000 de euro, pentru că aș fi ridicat la un alt nivel în acel moment multe din planurile mele. Eu n-am să mai fac prezentări în România. Un mare designer român m-a făcut să păstrez un gust amar. Am fost practic linșată la un show pe care l-am avut în România. Anul acesta a intrat în cartea recordurilor împreună cu alți designeri ai lumii. Am participat, da, la un eveniment care, da, se adaugă listei mele de titluri.
Noi românii suntem obișnuiți să adunăm diplome și titluri și medalii. După obținerea titlului de Miss World, cu Mireea La Laguna, am primit câteva titluri de care sunt mândră în ziua de astăzi. Diaspora m-a onorat cu titlul de excelență pentru românii din afara țării. Oficialii spanioli m-au premiat cu premiul Degetarul de Aur, de Dal de Oro, care se acordă celor mai buni în domeniile... În acest domeniu. Fixate, da. Și am vrut să specific de Dal de Oro pentru că prezența mea anul acesta la Madrid pentru a doboră cele două recorduri mondiale s-a datorat faptului că în seara decernării premiilor de Dal de Oro s-a aflat și acest personaj care a organizat acțiunea din aprilie. Și ei au trimis scrisori de intenție către ambasadele țărilor ca să-și trimită designer reprezentativ. Și când a venit vorba de România, a zis, nu, o cunoaștem pe Tina. Cine merită mai mult decât Tina, care a făcut pentru noi spaniolii, când, într-adevăr, primul titlu din istoria lor, la nivel de istorie, ca titlu de frumusețe, a fost câștigat atunci. Atunci, datorită ție. Și datorită ție, dar eu în seara asta, este vorba doar despre tine. Mulțumesc. Și da, m-au căutat personal, a fost o mare încântare și asta, și a fost o experiență care m-a împlinit într-un mare fel. Care a fost, de fapt, provocarea? Spuneai că trebuia să devorăți două recorduri la acest eveniment din Madrid. Două recorduri, da. Prezentarea de modă cu cele mai multe naționalități de până în prezent, prezente într-un show de modă, și prezentarea de modă cu cu cel mai mare număr de modele pe scenă. Pe scenă. Imaginează-ți în Casino de Aranjuez, nu vorbim de cele 400 și de modele prezente în backstage, designer din 30 de țări. Din toată lumea. Fiecare designer cu asistenții săi. Și eu am avut-o pe Maria Todica cu mine. Era nevoie să fie cineva care să mă ajute. Un număr atât de mare de persoane, un număr atât de mare de limbi pe care le auzeai în jurul tău. A fost o experiență atât de faină și te-ai încărcat de la fiecare cu câte ceva. O să fac o referire la schimbul acesta de energie și de experiență care m-a educat să văd lucrurile într-un mod diferit de cei care lucrează din țară. Să explic. Există o diferență? Există o mare diferență. Chiar sunt curioasă să eu în România, și nu e o prepotență, nu spun din orgoliu sau din mândrie sau mă consider mai sus decât alții. E ceea ce ai sesizat tu. Eu n-am să mai fac prezentări în România decât ca cea benefică, cum e și în această seară prezentarea de la Palatul Parlamentului, da, Atypic Beauty, unde alături de fetele în scaun rulant mă simt și acolo într-un mare fel. Nu știu dacă m-am educat sau dacă am avut plecată din țară această senzație, dar am apreciat foarte tare în prezentările de modă pe care le-am avut cu nume foarte mari lângă mine. E atât de fain să te completezi cu celălalt și se discută la un nivel, fără invidie, fără, hai să calc peste tine, că eu vreau să fiu deasupra ta. Și eram totuși o străină printre ei, nu? Și m-am simțit atât de respectată la nivelul acela de elită în modă, lucru care în România... Nu se întâmplă? S-a dărâmat, nu. Nu există? Nu. N-am să dau nume, dar un
mare designer român, m-a făcut să păstrez un gust amar. Amar, acru și în multe feluri. Și în momentul acela chiar a fost un schimb de replici. Am fost practic linșată la un show pe care l-am avut în România și se simțea chiar amenințat. Am zis, dacă asta înseamnă să fii un mare nume în modă în România, să-ți pierzi esența ca om, să... Eu nu vreau, dar eu nu vreau să ajung așa. Eu nu vreau să mă stric. Da. Și spuneai că... Deci prezentările le voi face alături de Atypic Beauty și eu să-mi prezint colecțiile în afară. O alegere foarte bună. Dacă tu te simți mai bine așa... Da, e o chestiune personală și de principii și asta da, este alegerea ta și ar trebui să-ți fie respectată, bineînțeles. Chiar voiam să spun că la acel eveniment din Madrid, oricât de mulți designeri ai lumii au participat acolo, este clar că tu ai făcut diferența prin creațiile tale. Dar cel mai impresionant a fost când te-am văzut pe acel podium, cum ai apărut cu steagul României, atașat. Cu tricolorul. Da, deci a fost ceva wow pentru mine și aș vrea să ne povestești cum ți-a venit această idee. A fost totul... Să știi că nu a fost o chestiune foarte stabilită anterior. Asta voiam să întreb. Am hotărât-o cu foarte puțin timp înainte să urc pe podium. La un moment dat, după ce mi-au fost îmbrăcate modelele și totul a fost în regulă, am ieșit din backstage ca să văd cum se vede din afară show-ul. Și acele câteva clipe cât am dat o privire la scenă din spatele sălii, am văzut că reprezentanta Indiei a ieșit pe scenă fluturând un mic steguleț cu steagul am lor. Zis, eu l-am luat pentru că în backstage ai aliniate foarte fain pe stander ținutele și atunci am atârnat steagul României ca să se știe că ăla e colțul românesc. Da. Și atunci am zis, eu trebuie să ies cu steagul pe scenă. Și a fost o chestiune de moment, eu mi-l prind frumos la epoletul de la sacou, a fost o chestiune care a fost inspirată de moment și... A ieșit frumos. Adică s-a văzut până și în acel moment că ești specială. Da. Îmi place să mă evidențiez prin diferența care o pot face, pe unde merg, nu din orgoliu, repet, pentru că e o chestiune de pentru că așa suflet. Simți și pentru că ești simt. Inspirată. Mă pune nevoie de liniște. Da. Faptul că devii un personaj public nu e atât de ușor. Au fost multe persoane care au zis așa pe un ton, dar de ce te-ai întors? Nu știu ce simți atunci când intri pe podium, dar de fiecare dată te-am urmărit și de fiecare dată când intrai pe un podium, transmiți o încredere foarte mare. De fapt, ce este în sufletul tău? Emoție? Este o chestiune foarte interesantă. Știi că eu sunt minionă, am 1,60 m și lucrând cu... atât de multe frumuseți care, la fel ca tine, înalte și cu anumită aliură, am avut întrebarea, nu te simți frustrată între atâtea minuni înalte? În momentul în care ies pe scenă, atât de mare mă simt și atât mă simt de... am sufletul atât de mare încât nu simt diferența cu modelele cu care lucrez. Nu, eu sunt acolo în lumina mea și satisfacția e mare și emoția e imensă. Deși în afară spui tu că se vede o încredere de sine sau în sine. Este o emoție constructivă. Absolut, absolut. Da, da. Uite, chiar aveam notat o întrebare legată de cum te simți mai bine, pentru că, cumva, nu știu dacă este bine ce urmează să spun, dar cred că este o realitate. Tu ești mai apreciată în afară decât în țara ta, cu toate că tu cu mare drag E un adevăr, da. Și de când m-am întors la Bistrița, am simțit... Și foarte ciudat. Au fost multe persoane care au zis așa pe un ton,
care nu dădea spre pozitiv nici de cum. Dar de ce te-ai întors? Am plecat să nu mă mai întorc, da. Pentru că ușile mie îmi sunt deschise. Am lăsat pe unde am mers locul de bună ziua, care îl pot folosi de câte ori simt nevoia să mă întorc în locurile respective. Dar să știi că sufletul are nevoie de conexiunea cu locurile de unde ai plecat. Corect. Și nu e o aberație, e o chestiune de energie. De câte ori mă întorceam și în vizitele mele în România, cât eram în Barcelona, să știi că de fiecare dată mă duceam cu altă forță, cu făceai conexiunea cu locul de unde ai tu făcut primii pași. E foarte important. Și faptul că m-am întors e pentru că da, vreau să exprim mai mult prin ceea ce fac, dar am simțit că am făcut pașii care am avut de făcut, am urcat treptele pe care am vrut să urc, am vorbit lumii despre mine, s-a rămas undeva în mintea... Ți-ai pus amprenta cuiva că trebuie. Tina Olari a făcut niște lucruri într-un anume fel și simți nevoia să te liniștești. Am avut nevoie de liniște. Da. Faptul că devii un personaj public nu e atât de ușor. Și tu știi, ai nevoie de atât de multă forță ca să faci față la toate evenimentele unde trebuie să mergi. E o chestiune de protocol care trebuie urmată și asta obosește. Corect. Obosește și tot la nivel energetic vorbesc, în momentul în care ești expusă lumii, ești într-un fel atacată și de energia pozitivă a celor câtorva care se bucură de tine. Cu adevărat. Și evident și de partea celor care, fără să fie conștienți, te invidiază și îți poartă o ranchiună care n-are niciun sens. Ar trebui să fie constructiv, cum îți povesteam și mai devreme, de la cineva care a făcut ceva mai mult decât tine, încearcă să te hrănești, să iei detaliul care e nevoie ca să faci și tu pe planul Corect. Tău sau în direcția care simți că ți-e potrivită, ia-ți forță și fă ceva. E totuși vorba de muncă, de voință. De foarte multă muncă, de foarte multă voință și sacrificii. Sacrificii. Multe sacrificii. Da. Cel mai mare sacrificiu pe care l-am făcut și sunt momente pe care nu le mai văd înapoi și regret. E perioada aceea de despărțire de Darius, câțiva ani... De băiatul tău. Da. Nu-mi vine să cred că ai un băiat atât de mare. Da, e. Când am văzut o poză cu voi doi, credeam că sunteți frați. Și era un comentariu acolo. Ce băiat mare și frumos ai. Wow, tine are un băiat atât de mare. Felicitări. Da. Marea mea realizare în viață. El e în topul realizărilor, absolut. Da, deși sunt mândră și de titluri, de medalii, de renumele creat, dar Darius e realizarea mea. Bineînțeles. Și totuși pe mine una m-a făcut foarte fericită că te-ai întors în Bistrița. Ți-a fost grea reacomodarea acasă? Nu a fost ca și cum n-am fost plecată niciodată. Pentru că, cum ziceam și mai devreme, conexiunea cu... locul de unde ai plecat n-are cum să fie altfel decât sentimentul de acasă. Și într-un fel e bine pentru mine ca artist că am făcut pasul acesta, pentru că e un loc de unde lucrez, creez, liniștită, cu costurile minime, pentru că să susții un business în afară este mai costisitor. Absolut. Și eu ca artist pot să lucrez de absolut oriunde și creațiile mele vorbesc după aceea în lume. Trimit și acum în Barcelona sau în locuri de unde sunt solicitate creațiile mele. Wow. Și de ce să nu fac asta din locul meu liniștit de acasă? Sunt aproape de mama mea care are nevoie de mine. Atunci când ai un părinte care, datorită vârstei și problemelor de sănătate, îți creează emoția momentului,
un te confort simți și că tu mai aici. Împlinită că ești aproape și de mama ta și da. De fiul tău. Da, da. Chiar reușești să le faci pe aceste fete să se simtă cu adevărat femei? Chiar dacă au această problemă. E o frază pe care o repet de multe ori în Atypic Beauty, că sănătatea nu ne aparține. Ce-ți place, Tina, să creezi cel mai mult? În ce te regăsești cel mai mult? Linia haute couture, rochile de mireasă și rochile de seară, pentru că acolo pot să merg cu note abstracte uneori. Mm. Acolo e permis să vorbești de feminitate și despre femeie în forma în care sufletul meu dictează că așa e cel mai bine. Și tu cunoști linia mea de creație și da. Fac în așa fel încât femeia care îmbracă ținuta mea, creația mea, trebuie să se simtă așa cum ar trebui să se simtă, nu doar purtând acea creație, ci să-și amintească că e specială, că are ceva deosebit, nu doar ascunsă în problemele zilnice și în corect. Muncă și în obligațiile sale. Femeia are o strălucire pe care, din păcate, de puține ori o lasă să iasă la suprafață. Și eu simt cu o creație Tina Olari pot să ajut femeia să se simtă în oglindă ceea ce merită, să-și amintească că e. Și chiar reușești, uite că vorbeam de Atypic Beauty, unde trebuie să ajungi în scurt timp, chiar reușești să le faci pe aceste fete să se simtă cu adevărat femei, chiar dacă au această problemă. Ele vei vedea seara aceasta. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Îți mulțumesc și eu pentru invitație. M-aș bucura să vorbim cândva și după ce o să ai experiența întâlnirii cu ele, pentru că sunt atât de speciale. Sunt persoane care nu s-au născut cu dizabilitate. Sunt persoane care, datorită unui accident de mașină, accident de muncă sau întâmplare de viață, au ajuns în scaun rulant și trebuie să se resemneze cumva. Absolut, pentru că odată ce ai cunoscut viața pe ambele picioare, să fii dintr-o dată obligată să o duci dintr-un scaun rulant, nu e deloc ușor. Eu, de exemplu, de fiecare dată când sunt alături de ele, conștientizez și sunt atât de mulțumitoare vieții pentru ceea ce sunt și ceea ce ai. Sunt acum. Da? Au o determinare modelele în scaun rulant. Avem și câțiva băieți, hai să nu vorbesc doar despre fete. Îl avem și pe George, era ruibist când... Există și un video pe YouTube. Da, îl știm pe care George. În grupul care se creează pe teren în ruibi. S-a întâmplat ceva, unul dintre colegii a făcut fractura și a rămas din acel moment în felul în care se află și în ziua de astăzi. E atât de ușor să... Sau Valentina, accident de muncă, i-a căzut o cutie la muncă în depozit. Și-a e atât de simplu să ți se întâmple, te consideri atât de puternic și vai că eu fac și mie nu mi se poate întâmpla nimic rău. Ei, nu. E o frază pe care o repet de multe ori în Atypic Beauty, că sănătatea nu ne aparține. Oricât am vrea niciodată. Să credem. Da. Să fim recunoscători vieții că suntem protejați și că și să ne bucurăm de fiecare de sănătate. Clipă. Da. Și o să le cunoști, o să vii și o să te duc în backstage să le cunoști. Au o determinare, o forță, o energie de viață. Avem Coman Magda, care e președinta asociației. Uite câtă forță are să facă evenimentele pe care le creează. Are, și asta se întâmplă de câteva ori pe an, mergem în orașe în care vrem să schimbăm mentalități, wow. Obținem de la oficiali promisiunea că se vor crea condițiile de viață pentru oamenii în scaun rulant, pentru că la noi nu există încă cultura. Am făcut diferența și cu Barcelona, de exemplu, sau cu alte locuri pe care le-am vizitat. Nu există loc să nu fie pregătit pentru persoana cu dizabilitate.
Și la noi în România situația e destul de precară când vorbim de detaliile de gen. Dar da, de fiecare dată când mergem cu un show atypic beauty, se întâmplă, pe unde trecem, câte o schimbare. Și inspirați. Cel mai important e să schimbăm mentalitatea omului, exact, vis-a-vis de omul, de persoana în scaunul rulant. Chiar și eu recunosc, înainte să le cunosc, cu mult timp în urmă, dacă vedeam o persoană în scaun rulant pe stradă, evitam contactul vizual, preferam să nu o văd, decât să nu știu cum să reacționez. Și astăzi militez pentru ideea că trebuie să-i tratezi ca persoane normale, sunt atât de ca tine. Asta nu face diferența ei. Faptul că tu ești pe picioare și ea nu se mai poartă niciodată pantofii cu tocuri sau să se mai bucure de ei. La fel cum se întâmplă, asta e o frază pe care mi-a spus-o colega mea de cameră. Alivia se numește. Chiar am spus că Alivia, în spaniol, înseamnă a liniști, a potoli, a aduce calm. Chiar asta spunea. Ce-mi pare rău, ea e în scaun rulant de câteva luni, 6-7 luni, cu o poveste tristă, un accident. Și a zis, ce-mi pare cel mai rău, că nu mai pot să port pantofii cu tocuri. Și asta a fost emoționant. Da. Tina, cu siguranță în această seară, prin povestea ta de viață și de succes, ai reușit să inspiri pe cei care ne urmăresc și îți sunt recunoscătoare pentru asta, îți sunt recunoscătoare pentru că ne reprezinți, repet, în lume atât de frumos. Mulțumesc! Și nu ne rămâne decât să ne bucurăm pentru tine și să-ți mulțumim pentru asta. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc că am avut ocazia să mă reîntâlnesc cu tine. Mă bucur. Instituția mea de care mereu eram atât de mândră. La fel și eu și mă bucur foarte mult că ai reușit să ajungi la acest interviu. Mulțumesc! Mulțumesc! Dragii mei, cineva spunea că talentul este încrederea în tine însuți sau în forța ta. Sau că oamenii mari se nasc în locuri mici. Și chiar așa este, pentru că iată avem atâtea exemple chiar în țara noastră. Tina Olari este unul dintre ele, un exemplu de încredere în propriile forțe. Încheiem aici ediția din această seară cu speranța că v-am transmis inspirație și motivație. Sunt Antonia Fudulu, iar până data viitoare vă doresc zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.